numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem cu câteva zile înainte de, mai exact, cu două zile înainte de a păși în Sfântul și Marele Post. După cum știți, această săptămână a fost pregătitoare, o săptămână în care am am mâncat mai mult decât până acum, că dacă a fost dezlegare, apoi dezlegare să fie la brânză, lapte, ouă, pește. Eu însumi am fost foarte harnic și gospodar săptămâna asta. Am avut o săptămână pregătitoare ca și cum am mâncat pentru tot postul. Din păcate, nu așa se face, dar dacă nu iei seama la tine, apoi mănânci, iar mănânci și ți se face foame și poftă și iar foame. Și te trezești că vine, începe postul și de fapt nu ești pregătit deloc. Este un moment extraordinar postul, însă să știți că pe lângă aceasta am așteptat cu mare bucurie și aștept cu mare bucurie postul de fiecare dată. Este ca o izbăvire, ca un liman. Aștept postul ca și când aș intra într-un port liniștit, în care se liniștesc apele, măcar că de jur împrejur este furtună. În timpul postului, chiar dacă se întețesc ispitele sau, dacă vreți, începem să le vedem mai bine, totuși avem o așezare lăuntrică specială față de restul timpului. De aceea am spus de fiecare dată că postul este stare firească. Postul este starea, cea după fire a omului. Omul este mai fericit, mai așezat, mai liber, are mai multă pace atunci când se deprinde cu postul și când postul devine pentru el o obișnuință. De aceea am putea spune mai degrabă că postul sau lipsa postului, zilele în care nu se ține post, ar trebui să fie excepția și nu regula. Regula ar fi postul. Și o să spuneți, bine, dar atunci ce facem? Postim tot anul sau toată viața și cum va fi aceasta? Da, e foarte greu de înțeles pentru că e vorba de o schimbare a minții. Mintea, așa cum este ea acum, vede postul ca un moment în care, în sfârșit, pui un început acolo, faci câteva lucruri mai deosebite față de restul anului și cu asta vine momentul praznicului și ai terminat. Și spui, mai sunt 3 zile și se termină postul sau mai sunt 5 zile sau mai e o săptămână și după aceea intru în starea normală. Ei bine, tocmai asta e, că dacă ar fi să socotim după calendar, după rânduielile bisericești, mai mult de jumătate din timpul anului este dedicat postului. De unde rezultă că cel puțin din acest punct de vedere, iată, suntem undeva într-o cumpănă, într-un echilibru în care tu alegi dacă să balancezi în partea aceasta
sau în partea cealaltă. De aceea au și rânduit Dumnezeu postul acesta așa, cu atâta înțelepciune, ca tu la un moment dat, în mod liber, să alegi în ce parte se înclină balanța. În momentul în care balanța înclină către post, el devine, mintea se schimbă și el devine starea ta firească. Deși mănânci de dulce, deși poți să fii în rând cu lumea, așa cum se spune, totuși mintea ta caută către post și chipul tău cumva este altfel decât atunci când așteptai să vină postul și să treacă postul ca o excepție sau ca un timp. Bine, postul nu înseamnă numai înfrânare de la mâncare. Și n-o să vă vorbesc în seara aceasta despre post, adică n-o să epuizez subiectul despre post, pentru că vom tot vorbi în postul mare, voi spune doar atât, că cel mai important lucru în Sfântul și Marele Post, de fapt în post, este oprirea minții sau păzirea minții de a cugeta la cele rele. Păzirea minții de la a judeca, de la a osândi, de la a cleveti și toate celelalte. Cine face exercițiul acesta în post, sau dacă vreți, postul pentru aceea este ca să exerseze această dimensiune, ca să exploreze această dimensiune spirituală, duhovnicească, astfel încât la un moment dat să devină o obișnuință. Cel care s-a obișnuit în toată vremea să păzească mintea, să nu judece, să nu clevetească, să nu primească gândurile rele, ci atunci când vin imediat, ori imagini, ori altceva rău, și imediat când au venit, gândurile zic să le izbești cu numele cel prea puternic al Domnului nostru Iisus Hristos. Cel care poate să facă lucrul acesta, cel care exersează lucrul acesta, va ajunge mai repede sau mai târziu, Duhul suflă unde vrea, când vrea Domnul și când îți este, când ne este de folos, să nu mai poată judeca. Se întâmplă lucrul acesta, vă spun că am auzit la părinți, că ajunseseră să nu poată judeca pe nimeni, să nu se poată sminti de nimeni, să nu poată să gândească rău de nimeni. Poate chiar o zi întreagă sau mai multe zile sau o săptămână și mult timp. Cine ajunge la această măsură, care nu este foarte înaltă, să știți, este o măsură de început, are bucurie tot timpul, are lumină pe chip, are veselie, are o stare bună, sănătoasă, duhovnicească și o stare trupească, o stare fizică foarte bună. Este sănătos, nu obosește, grabnic cât sare în ajutor și toate celelalte. Și mai mult decât toate, este un om lângă care te odihnești. Un om care te bucură, în prezența căruia ești foarte liniștit. După cum un om care macină neghina, macină gânduri rele, este, cum îi spune, energofag. Îți mănâncă toată energia, să spunem. Simți că te epuizezi lângă el. S-a întâmplat poate de multe ori când spunem că suntem deocheați, nu? Adică m-a deocheat. Nu e niciun deochi în sensul acesta, cum să spun,
superficial, ci este cu adevărat o lucrare a duhurilor. Este o lucrare duhovnicească, dar a duhurilor căzute, care pur și simplu te lipsesc de putere. Se întâlnesc niște duhuri, tu ești cu gândurile tale, cu rugăciunea ta, cu păzirea minții, Doamne, vreau să... Și te întâlnești cu un astfel de om, ți-a spus două, trei propoziții și te-a pus la pământ. Și îndată ai și căzut, pentru că spui, uite, am pierdut tot. Am ținut și eu un pic de post și te enervezi și te tulburi și intri într-un cerc vicios. Asta ni se întâmplă tuturor. Cine poate să spună că nu i s-a întâmplat lucrul acesta? Ei bine, când vine postul, este de preferat atât cât este cu putință. Să ne interiorizăm și să stăm de vorbă cât mai puțin cu oameni. Să ziceți, dar ce poate fi asta? Nu e un comportament antisocial, să spunem, sau nesocial. Acum este moda aceasta a socializării cu orice chip. Până la urmă o să fim obligați prin lege să socializăm și cel care nu socializează așa cum propune, eu știu, politica oficială, va fi infractor. Adică a socializa înseamnă a te bucura dinpreună cu ceilalți, de a te bucura de prezența cuiva, de a te bucura de lucrarea cuiva, de binele cuiva. Aceasta înseamnă a socializa, nu a sta de vorbă despre toate, despre toți, chiar și pe lucruri părut bune. Cele politice, de exemplu, uite cum merge țara, uite cum merge. E bine, ăsta este postul. Postul propune această lucrare, această interiorizare a minții, o minte care începe să ia seama la sine. Închipuiți-vă ca și cum ne-am privi cumva din exterior spre interior. Adică mintea începe să caute spre interior, spre sine. Și atunci, deși ești în lume, ai o viață de isihast, adică de cel care caută liniștirea. Pentru că postul, sau mă rog, până la urmă, scopul vieții duhovnicești este aceasta de a te liniști, de a dobândi Duhul Sfânt, adică pacea Duhului Sfânt. Vedem că atunci când este lucrare, o energie asupra noastră, o lucrare care nu vine de la Dumnezeu, e o energie creată, o energie demonică, chiar dacă ar fi să aducă o mare și o mare bucurie, ea se suprapune cu o mare tulburare, cu o mare dezordine, cu o mare frenezie. Trebuie să ne dăm seama că nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu este pace, este așezare, este armonie, este ordine, este rânduială, este pacea minții, este luare aminte la sine, la paza minții, a gândurilor și a inimii. Deci, foarte important este acest lucru, pe cât ne stă în putință să evităm discuțiile. Sigur că muncim, mergem pe la ghișee, pe la autorități, vin tot felul de ispite, îți spune una, te mai trimite acasă cu hârtiile, știm fiecare prin ce trece. Cu toate acestea însă, dacă te rogi și păzești mintea, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, dacă strigi la Domn, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Când strigi așa la Maica Domnului, chiar de nu se vor auzi cuvintele noastre între ceilalți, ne va auzi Dumnezeu și ne va ocroti. Acest lucru vreau să vi-l spun așa foarte pe scurt despre cât de importantă este starea noastră pe care trebuie să o dobândim în post. Și după aceea, bineînțeles, postul, starea aceea de bucurie, starea aceea de fericire, starea aceea de pace pe care ai cunoscut-o,
vrei să o permanentizezi în fiecare zi, în fiecare clipă și atunci starea noastră firească devine postul. Înțelegeți cum sunt legate? Sunt legate une. Tu îți dorești să postești în sensul că tu îți dorești să ții mintea la Dumnezeu, să ai pace, să... Și atunci, bineînțeles, că omul devine un pic mai tăcut, un pic mai interiorizat, mai atent la cuvinte, nu scapi primul cuvânt care îți vine, nu dai drumul la primul gând, la primul impuls. Asta se întâmplă la bursă. Acolo ați văzut bursa aceea. Chiar mă uitam câteodată la televizor, la bursele acestea de la New York, de la Tokyo, de pe Wall Street, ca într-un cazan cu smoală. Parcă e iadul. Niște oameni, de altfel, foarte bine pregătiți profesional, foarte bine plătiți, au zeci și sute de mii de dolari, de euro în sfârșit, dar se comportă parcă ar fi demonizați. Fiecare fracțiune de secundă este ca un impuls, ca o săritură. Ei bine, viața duhovnicească este exact invers decât bursa aceasta omenească, bursa aceasta lumească, în care fiecare vrea să apuce cât mai mult, dar cum? În detrimentul celuilalt. Că definitiv asta e bursa. Când cineva câștigă, altcineva pierde. Nu se poate altfel. Și atunci, viața duhovnicească este chiar invers. Prefer să pierd ceva din ceea ce lumea vinde și cumpără, ca să câștig din cele duhovnicești. Adică, prefer să mă las pe mine pentru celălalt, deși mi se pare că acela n-ar avea dreptate, ci eu am dreptate, dar atunci câștigi duhovnicește. Poate că vom vorbi într-o zi despre tăcere, lucru care îmi lipsește cu desăvârșire. Dar aș putea să mă îndreptățesc să spun că nu pot să tac și n-am voie să tac și că asta este treaba mea. Numai că nu așa stau lucrurile. Cel care poate să păstreze tăcerea, cel care poate să se liniștească, să se interiorizeze, este un om foarte, foarte disciplinat și un om fericit, ca om duhovnicesc, vreau să spun aceasta. Dacă aveți, poate pentru astăzi, o întrebare, o frământare, eu știu, un subiect care... E ceva, nu știu, nu m-am uitat la televizor de mult timp, poate e ceva care vă frământă și putem să discutăm sau să lămurim aici. Dacă nu, atunci mâine este o zi, odihniți-vă, rugați-vă, mâncați cu prietenii, cu vrăjmașii, cu apropiații, cereți-vă iertare de la toți, nu e glumă, și cel mai bine se poate la masă. Iată că Domnul știe cum e firea omului, duceți ceva, invitați la masă, trimiteți ceva bun, niște fructe, poate ceva dulce, celui care, cu care sunteți în sfârșit într-o situație, pentru că să știți, cel care este în stare de supărare cu cineva, cu un frate, cu un băr, cu un dușman, cu vecinul de pe scară, nu se poate împărtăși. Pentru că nu este de folos. În starea aceea de dezordine interioară, nu poate să locuiască Hristos. Păcați-vă cu tot. Până la urmă, să ne închipuim. Ați văzut când moare cineva, cât ar fi fost, ăsta e creștinismul până la urmă, mare ceva, o delicatețe. Când moare cineva, am văzut oameni care au făcut, sărmanii,
nu știu, să vă dau un exemplu, poate nu e cel mai bun, spune și Brucan sau chiar și omul ăsta care a fost condamnat acum, Vișinescu. Știți cum el, dacă ar plânge un pic și ar face un pic de pocăință și ar cere un pic de iertare, cred că și noi am plânge la moartea. Așa să ne gândim când avem ceva, suntem supărați cu cineva, ca și cum ori el ar pleca și a plecat supărat, că nu ne-am împăcat, ori noi am plecat și am plecat neîmpăcați. Iertați-vă cu toată lumea. Am mai vorbit despre iertare, despre puterea iertării, dar acum spun ce se face la începutul Sfântului și Marelui Post. Asta ar trebui să facem în fiecare zi, bineînțeles, dar avem momentele acestea. Este un moment în economia mântuirii, de fapt, în parcursul acesta și istoric al lui Dumnezeu pe pământ, un moment când spală picioarele, știți, ucenicilor. Nu știu cât ar fi de ortodox, mi-a trecut un gând zilele trecute, cât ar fi de ortodox că în tot anul credincioșii sărută mâna preotului, știți? Mi-a trecut gândul acesta că acum, dacă începe postul, bine ar fi ca și preotul să sărute mâna credincioșilor. Nu știu dacă mă aude cineva cum socotește gestul acesta, dar mie mi-a trecut prin minte și prin inimă că aș avea o mare bucurie dacă s-ar putea face asta, așa, să la începutul postului, în prima zi de post, sau mă rog, în duminica aceea, să pot săruta și eu mâna tuturor, în sfârșit, măcar a credincioșilor din biserica noastră. Nu știu cum ar fi privit gestul acesta, dar eu vă mărturisesc că mi-a trecut prin minte și nu văd nimic deplasat sau nimic care să îmi producă mie personal vreo, sau altora vreo sminteală, nu știu cum ar fi. Ne mai gândim. Considerați însă că dacă uit cumva, sau poate mi-a gândul acesta, că v-am pus metanie tuturor, vă sărut mâinile tuturor, mâinile acelea care ostenesc, a mamelor, a dascălilor, a soților, a soțiilor, a copiilor. Toate mâinile acestea vi le sărut cu toată dragostea duhovnicește și vă rog să mă iertați pentru toate neputințele mele. Îi rog pe colegii cu care slujesc să-mi ierte dacă n-am apucat să-mi cer iertare până acum, nu dacă am greșit ceva. Să-mi ierte ce am greșit, nu dacă am greșit. Că dacă zici dacă am greșit, s-ar putea să crezi că n-ai greșit. Dar așa ceva nu există. Deci vă rog tuturor să-mi iertați toate pentru postul acesta, pentru învierea lui Hristos și să ne vedem duminică la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și apoi, cu toții, să luăm coarnele plugului, le băgăm adânc și începem lupta. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.